am luat o pastilă de curcumină sau turmeric. Se folosește ca supliment alimentar sau ca condiment. Și eu, dacă nu am condiment, n-am praf, va trebui să o spărâm. Cât mai găzduși pe aici. Dacă aveți direct praf, puneți praful de turmeric. Iată, l-am mojarat. Și se adaugă alcool etilic pentru a o dizolva. Ia să vedem. Și observați, s-a obținut așa ca o pastă portocalie. Se ia o hârtie de filtru. Puteți să luați hârtie de filtru și de la filtru de cafea, e la fel de bun. Se pune pe o pârniuță și se filtrează. Iată, deja a apărut prima soluție de curcumină. Trebuie să obțineți o soluție limpede. Luăm niște sare de bucătărie, clorură de sodiu și punem într-un pahar puțină apă să dizolvăm. Să obținem o saramură, soluție de clorură de sodiu. Punem într-un căpăcel care să-l aruncăm apoi soluția de clorură de sodiu, puțină soluție. Și iată, încă nu s-a terminat filtrarea, dar adăugăm puțină soluție de turmeric sau curcumină. Luăm hârtia de filtru și o îmbibăm bine în această soluție de turmeric și cu clorură de sodiu. Și o așezăm pe un suport și am luat o baterie, am legat două fire de legătură și le ținem pe această soluție. Am uitat să vă spun, aici este, acest fir este legat la borna minus și celălalt la borna plus. Electrodul legat la borna minus se numește catod, polul negativ, cel legat la borna plus, anod. Observăm că apare o colorație maronie numai la catod, la polul negativ al bateriei. Deci, soluția de turmeric sau curcumină poate fi folosită asemeni fenolftaleinei ca indicator bazic. Observați, în mediu bazic, el capătă o culoare maronie. Și iată, așa am determinat și care este polul negativ al bateriei, adică catodul. La electroliza soluției de clorură de sodiu, clorul se degajă la anod, iar la catod se degajă hidrogen și tot la catod vin ionii de sodiu, fiind pozitiv, vin la electrodul negativ și aici ionii de sodiu cu gruparea hidroxil formează hidroxidul de sodiu care, observați, mai punem și aici, îmi schimba locul, vedeți, pe unde mă duc, se maronește.